Ana de Elena. Am fost la discuție de Elena pe timpul campaniei electorale. Spuneți-ne ce credeți despre procentul obținut de Elena despre... Eu nu i-am dat acest procentaj, sincer să fiu. Am pregătit-o tot timpul pentru mai puțin și i-am spus că e doar un exercițiu. Asta. O experiență dacă... din care o să învăț și cu experiența acumulată o să mă întorc în Partidul Democrat Liberal. Hai, draga mea, hai acasă, nu mai stăm cu ei. Puteau obține un rezultat mai bun dacă nu ar fi candidat fiica dumneavoastră? Nu mă puneți să fac aprecieri despre partid, dar ați observat că toată campania n-am făcut așa ceva, de ce vreți acum? Mergeți la PDL acum? Oh, nu, eu nu mă duc la PDL. Nu, eu vreau să o conving să meargă cu mine și cu maică, să ieșim în oraș. Da. Sărbătoriți. Ce? Încă nu, până la numărătoarea finală nu e de sărbători. Chiar lăsați-ne să ieșim sau lăsați-mă pe mine. Bun, așadar am urmărit o întreagă succesiune de declarații început.